Hai să mergem la Survivor. De 2 luni, Codruța cea războinică a fost constant propusă pentru eliminare de colegii săi săptămână de săptămână. A scăpat prima săptămână, a scăpat până săptămâna trecută, de fapt, când votul publicului ne-a fost favorabil și s-a văzut nevoită să părăsească nisipul fierbinte din Dominicană. În schimb, e aici Codruța, e supărată pe războinici, bineînțeles și Alexandra Go, Chris Dimitria. Hai să-i chemăm coleguții, vorbim de Survivor și imediat vine Gheboasa, care are o poveste de viață fabuloasă. O să o aflați în câteva momente. Dar până atunci, coleguțul, coleguța, haideți, vă rugăm! Să te cunosc. Ești o războinică cu suflet de faimoasă, că ești în roșu și cu albastru la mână. Eram convinsă că așa vei spune. Perfect, te rog frumos. Bună ziua, coleguțu! Bună ziua, bine ați venit! Bravo, foarte frumos, elegant. Vorbim despre ce se întâmplă la Survivor și o avem pe Codruța, care este proaspăt eliminată și e supărată pe colegii ei războinici, care este niște oameni răi. Corect, Codruța? Să știi, cred că poți să mai ridici, cred că poți să mai ridice scaunul mai sus. Da, puțin. Coleguțu, te rog frumos să intervii aici. Nu, asta, nu lăsați că n-are forță, lasă-l pe el. Nu, nu, tu cu picioare mă ridic, păi ce facem? Domnul Cătălin, stați un pic, că nu-i chiar așa. Haideți-o, coleguțul. Perfect, gata, asta e. Perfect. Codruța, de ce te-au propus de fiecare dată spre eliminare? 4 consilii de eliminare consecutiv, așa. Ce au avut războinicii? De ce nu? De ce nu, corect? De ce nu? Pentru că la începutul competiției nu pot să spun că am excelat din punct de vedere fizic, pentru că am avut un cuvânt de spus și asta deranjează, și pentru că am fost salvată prima oară, de ce să nu fiu și a 2-a oară, și a 3-a oară, și a 4-a oară am spus că nu mai mers. Și a 4-a oară mi-am exprimat că nici nu mai fost singura care a avut un cuvânt de spus, pentru că și Alin Chirile este destul de vocal și uite că nu îl nominalizează pe el. Este foarte puternic și din punct de vedere fizic este top. Deci am urmărit acum după ce am ieșit și am văzut că este number 1. Deci n-au niciun motiv să-l elimină, iar el este, chiar este un lider acolo pentru că îi susține pe toți. Deci te considerau cumva veriga slabă și de asta voiau să te elimine. După care, în al 2-lea consiliu, parcă am... Atunci, nu că nu mă așteptam, dar am avut-o pe o să-i contrazic și să spun că nu consider că sunt cea mai slabă din echipă. Și atunci mi s-a tot șoptit. Eu chiar asta voiam să te întreb, dacă, pentru că îmi cer scuze, nu știu exact statisticile, dar nu cred că erai ultima. Nu cred că erai ultima ca și aport de puncte. Ce crezi că a influențat votul acesta? Faptul că te-au considerat, între ghilimele, cea mai slabă și cea care aducea cea mai puține puncte, sau gura ta, care de multe ori, prin firea asta conflictuală, intra în discuții cu fiecare dintre ei? Acum îmi permis să te contrazic eu. Firea conflictuală nu sunt. Eu sunt o fire foarte pașnică. Am plecat pe ideea de a fi... Nu apăsăm anumite butoane, suntem pașnici cu toți. Chiar am plecat pe ideea de a fi, nu pașnică, de a fi cea care aplanează conflictele și de a încerca, exact, prin prisma meseriei, chiar încerc să fiu diplomată, dar nu sunt o conflictuală, chiar sunt o fire foarte veselă, foarte activă. Eu mi-am imaginat că va fi altfel atmosfera din echipă. Toți și că imaginează când se duc acolo, exact, că e altfel, dar și uite că toți își dau seama că e altfel. Băi, deci nu știu, am fost pusă la zid, efectiv. Ca să-l repet pe Răzvan al nostru cu efectiv, am fost pusă la zid și încercam să nu răspund chiar atât de vehement, dar la un moment dat răbufnești, mai nu poți să te lași călcat în picioare și să te mocirlească, că așa m-am exprimat, niște puști. Că unii sunt puști, adică o puștecă de 20 de ani, eu am 47. Mulțumesc. Nu, că vârsta nu e un secret la Survivor, nu știe și se afișează pe burtieră. Crezi că a fost în detrimentul tău faptul că erai puțin mai vârstă decât ei și probabil diferența asta de mentalitate și de comportament, de mentalitate și de alte fel de a gândi lucrurile, nu? Categoric. Eu sunt foarte mândră de vârsta mea și de parcursul meu acolo. Cred că aș mai fi rezistat din punct de vedere fizic, cu siguranță. Psihic aș fi rezistat dacă nu aveam un copil tânăr acasă care este sportiv de performanță și se învârte în lumea sportului, și n-aș fi vrut să fie penibil pentru el ca mama lui să fie mereu într-un continuu conflict cu colegii din echipă. Soțul meu, care este oarecum și el o vedetă, că e antrenor de volei la lotul național, adică nu mă învârt într-o lume mai mult decât decentă și competitivă. Crezi că dacă nu te cereai acasă, mai erai acum în competiție? Eu cred că da, a votat lumea. Adică lumea vrea ca ea să rămână, pentru că e luptătoare și au trecut atâtea consilii, practic. Da, și evoluția mea fizică, după care au recunoscut și ei că nu mai sunt, din punct de vedere sportiv, și am avut, chiar dacă probabil că la televizor nu s-a văzut, că nu, din 24 de ore în care se montează, se filmează continuu, eu știu, na, că pentru rating ei tot ce este eu cred că ei au tot ce este esențial. Pentru publicul de acasă, adică noi putem să vedem exact latura conflictuală și putem să vedem pe partea sportivă ce se întâmplă și cred că asta e de ajuns. Nu e de ajuns, pentru că de acasă se părea că doar eu sunt cea care provoc, conflicte. Și niciodată n-am fost eu cea care mi-a spus. Când a fost și el plecat și săracul cu el nu era. Nu, știi ce părea și cred că de asta s-a și activat Dan Ursa la un moment dat, ceea ce ne-a șocat pe toți, pentru că îl vedeam destul de liniștit. Da, pentru că cumva te contraziceai. Acum spuneai că vrei acasă, acum spuneai că nu mai vrei să pleci acasă, acum spuneai vreau să plec acasă. Păi și de aici era și asta nu-ți dă dreptul ție să... eu l-am rugat să mă voteze la votul comun. Puteam să fiu eu aia foarte revoltată, să mă supăr pe ei și să le spun de ce nu m-ați votat la votul comun. În Consiliu am spus așa, n-au vrut să mă voteze la votul comun și vă spun și de ce. O singură persoană am văzut că a comentat pe Facebook, care am zis în sfârșit cineva care vede realitatea. N-au vrut să-și asume cei care aveau coloanele de imunitate. Cineva a zis, nu, pentru că dacă te pune pe tine la votul comun, atunci va ieși scandal în echipă. Corect. Pentru că va trebui să numim pe cineva din echipă care nu era. Cine e cel mai slab dintre războinici acum, la ora actuală? Direct, nu, stați că nu. Din clasament am văzut că Robert este mulțumit. Ai fost cu ei acolo, ai stat cu ei acolo. Să nu spunem că suntem la Consiliu și trebuie să pui pe cineva sportiv la eliminare. Pe cineva afară, că e cel mai slab de la Faimaș. Este destul de greu să judeci. N-am apucat să analizez foarte... La chestia asta nu m-am gândit. Fii subiectivă, poftim. Mi-e foarte dragă. Luciana. Luciana. Da. Deci Luciana din punct de vedere sportiv. Nu, n-am zis că ar trebui să plece. Din punct de vedere sportiv, dar Survivor-ul se pare că nu este doar din punct de vedere sportiv. Corect. Este și cine ar merita să câștige de la războinici, dacă ar fi să câștige trofeul? Până să ajungem la acel conflict, îl vedeam categoric pe Dan Ursa acolo, în vârf. Dan Ursa cu Alin Chirile și Andreea Moromete. Ei sunt cei trei pe care eu îi vedeam. Andreea Moromete a noastră, mă, care a plecat de aici de la emisiune. A evoluat foarte frumos. Lumea văd că este destul... Are și pro și contra, are și hater destui, dar eu care am văzut-o și am avut conflict cu ea. De acolo. Am avut conflict cu ea și am luat-o deoparte și am spus, Andreea, dragă, te rog frumos, nu mai lua din context. Ia toată propoziția. Pentru că ea a luat din context ceea ce nu i-a plăcut ei. Da. Dar eu, de fapt, am vrut să... Și asta a și fost ideea și am înțeles într-un final și am încercat să învăț să ia lucrurile așa. Nu mai scoate din context doar ceea ce este negativ. Că a mai fost o altă situație și a recunoscut. Da, mă, ai dreptate, uite că așa fac. Adevărul că acolo și când stai atât foarte de frumos, foarte izolat, frumos, acolo scos din context, te elegi de fiecare chestie, câteodată n-ai dreptate. Uite, doc, tu știi că doc săracul iară se ceartă cu faimoșii. Am văzut, dar... Nu mai avem timp să dăm mai mult. Dăm, pentru că în sfârșit vor veni din partea lui Doc, să stăm aici față în față, să vorbim, să aflăm și noi. Cine vine, mă? Vlad Dobrescu și încă un prieten de la casa de producții vor veni să discutăm. Ca să-l cunoaștem pe Doc. Bineînțeles, să-l cunoaștem mai bine și să vedem că poate l-a judecat greșit până acum și omul are o strategie de acasă și vrea de fapt să-i lucreze psihic pe toți. Dacă acasă nu ești pus niciodată în situațiile astea, e greu să cred că cineva de acasă l-a văzut pe Doc sau pe oricare dintre voi în stările astea pe care le induce jocul și situația de stări. Nu, este greu. E foarte greu. Ce ți-a fost cel mai greu acolo? Cel mai greu a fost lipsa comunicării cu familia. Foarte greu. Eu sunt de 27 de ani cu soțul meu. 23 de căsnicie facem și cu 4 dinainte, mulțumesc. N-a existat o zi în care să nu vorbim la telefon. Și acum, dintr-o dată, 6 săptămâni am stat fără să vorbim, fără să știu ce se întâmplă acasă. Am avut și un moment de o premoniție, un vis, m-am speriat. Chiar mă, asta mi-a fost... Ne gândim la treaba asta. Dar îți dai seama, tu acolo visezi, te gândești la lucruri, te gândești că se întâmplă ceva rău. Merge mintea de 3 ori mai mult. Ce a fost... Numai cu ce să te preocupe. De asemenea, ce a fost foarte greu, să încerci să conviețuiești cu toți ceilalți colegi care sunt tipologii diferite de vârstă, de personalitate, caracter, vârstă, mediu, nivel de cultură, fiecare cu valorile lui, unii au, unii n-au, adică pe bune. Dacă... E foarte greu să te adaptezi un împrejurări de genul ăsta, așa este, într-adevăr. Dar ai fost războinică, ai fost puternică și eu sunt convins că soțul tău e foarte mândru de tine, băiatul tău e foarte mândru de tine și îmi pare rău că ai plecat din competiție, pentru că erai luptătoare, serios. Pare rău, serios, că făcea treaba. Am văzut și eu că multă lume, acum e normal că fiecare să aibă și admiratori și hateri. Că așa e în viața ta. Așa este în viață, da. Hai, stai, baftă și te mai așteptăm aici. Acum ești acasă și te mai așteptăm pe la noi, pe la emisiune. Deocamdată atât cu Survivor azi. Da, la consiliile noastre. Coleguța, dacă vreți să știți de ce s-a îmbrăcat în roz, intrați la ea pe Instagram, Alexandra Go, bombonica roz, și Chris Dimitria la el pe Instagram. Codruța, îți mulțumim mult de tot, te mai așteptăm. Mulțumesc și eu.